Bună găsit, domnilor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Profesie, Educație, Carieră și la un alt subiect de discuție vom prezenta astăzi un nou proiect cultural, un nou proiect care, iată, debutează, de fapt a debutat la Constanța de ceva vreme. Este vorba de cenaclul literar denumit foarte sugestiv Glicon, pentru că suntem la Constanța și această identitate, ca să-i spunem așa, poate, dacă se permite și dacă este, de fapt, îngăduit să patroneze un astfel de proiect, un proiect care, de fapt, e ambițios, își dorește, de fapt, să fie altceva decât ceea ce cunoaștem noi până acum sub forma titulatului de Cenaclu. Pentru a discuta despre cum s-a născut, despre cum a debutat acest proiect cultural, i-am invitat pe doi dintre reprezentanții și membrii acestui cenaclu. Este vorba de scriitorul George Mihalcea, prezent aici, de poetul Eduard Zale. Vorbim despre ideea de literatură, ideea de cenaclu, proiecte culturale și, de fapt, de o educație și de spațiul public literar. Bun revenit, domnul Mihalcea, și bun Bine venit, v-am găsit. Eduard Zale. Mulțumesc foarte mult că ați onorat invitația mea Mulțumesc și noi pentru și că ne invitație. aflăm aici, v-a sub din timp. Cenaclu literar Glicon, celebru personaj, Șarpele celebru zeu. șarpe, da, și un personaj istoric Da. și, de fapt, o zeitate mai degrabă, da, e o Șarpele zeitate, zeu. da, Și o emblemă a orașului. și o emblemă orașului, da. Este artefactul acesta, este și o capodoperă de sculptură, De sculptură, sigur, e și o dar este și idee, un unicat mondial da, care ca tip de reprezentare, ca ca tip de zeitate, reprezentare și ca ca zeitate, zeitate. Da, sigur, sigur da. că da. De unde e ideea cenaclului? Să luăm pe rând, domnul Mihalcea. Știu că activați în spațiul public și publicistic și scriitoricesc și spațiul criticii literare, activ, foarte activ, mulți ani de zile. Chiar dacă eu m-am desprins inclusiv cu domiciliul din Constanța, am aici rădăcini vechi și oricum în fiecare an stau cel puțin 6-7 luni în Tomis. Convenția pe care am stabilit-o și la Cenaclu Glicon este aceea că în orele în care se desfășoară întâlnirile noastre, nu stăm în Constanța, Da? suntem în vechiul Tomis al lui Ovidiu, pentru că este și anul internațional Ovidiu, despre Da, care încă se este anul vorbește Ovidius, prea da, puțin sigur. și în Constanța. Sigur. Sub semnul lui am și debutat cu Cenaclu, dar împreună cu poetul Eduard Zale ne-am pus problema că ar trebui să venim cu o nouă formulă. O formulă care să se calcheze, dacă vreți, pe ideea de Cenaclu, general cunoscută, dar care să aibă altceva. În primul rând, am considerat că acest oraș merită un loc în care elita literară a Burgului să se poată întâlni, să poată discuta liber, fără amenajament atunci când este Să se vorba de configureze o texte, cultură, de și să fapt, se a, sigur. configureze, să se reia mai degrabă o tradiție care cândva a existat aici, La Tomis. la O să Tomis. discutăm de ce nu mai sau de ce n-a existat, de ce a fost posibil acest, a fost posibil acest scurt circuit, această, eu știu, acest regres, l-am putea numi, dar. Da, nici nu mai pot determina în timp cine a fost primul, cred că Eduard, care a spus, măi, trebuie să facem altceva. Da, am înțeles, am Da. înțeles. Adunările de versificatori grafomani nu ne stau bine nici nouă, nici altora. Hai să facem altceva. Am înțeles. Eduard, ești membru în Cenaclu. Noi am mai discutat despre poezie, am mai discutat, ne-am întâlnit și Da. într-o altă emisiune. Și despre muzică am vorbit. Despre muzică, sigur, am vorbit despre foarte multe lucruri frumoase atunci și am propus să ne reîntâlnim. Spunea domnul Mihalcea mai devreme, reprezentarea aceasta a zeității Glicon, care de fapt e și un simbol al orașului, al Tomisului. Tomisul, în definitiv, este unul dintre cele mai, sau printre cele mai vechi orașe locuite din Da. România. Totuși, un oraș simbol, o perlă, care ar putea să constituie, de fapt, și o perlă a culturii. Care ar merita mai mult. Și nu are. Cum a spus și George, eram la o cafea, la mine, și discutam despre literatură mai ales și despre alte subiecte și am zis, hai să facem noi un cenaclu. Să facem un cenaclu așa cum ar trebui să fie, unde să primeze valoarea și, mai mult decât atât, să promovăm tineri.
Pentru că nu prea vedem tineri, în general, în literatură. Sunt foarte rari. Eu, cred că știi, acum niște ani în urmă, am condus aproape 4 ani un cenacul literar la Liceul Ovidius, împreună cu un bun prieten de-al meu, profesor de limba și literatura română și un foarte bun critic literar, foarte aplecat către așa ceva. Când pe vremea aia eu încă navigam, încă umblam pe mări și pe oceane, o lună cu o lună, când lipseam eu, mergea el. Era el prezent și de fapt acasă, mergeam împreună sau numai eu, na. Ne mulam într-un fel să iasă bine și am avut acolo niște copii excepționali. Excepțional, care din păcate au debutat da, în cenaclu și care din păcate pe măsură ce a trecut timpul nu prea mai veneau pentru că erau cum să spun copleșiți de programa școlară și ne gândim să scormonim, să găsim în special tineri de valoare pe care să-i ajutăm, să-i promovăm. De ce nu? Pentru că, na, după noi cine vine? Exact. Și mai mult decât atât, cred că scritorii, poeții, cei care creează, de fapt, muzicienii, da, cred că trebuie să-și, artiștii în general și creatorii de cultură, da, cred că trebuie să se gândească, de fapt, la școala pe care ar putea să o creeze, școala pe care ar trebui, de fapt, să o reprezinte ei ca entități și ca autori, ca oameni de cultură consacrați, care să formeze noi elite sau să formeze noi personalități, să le promoveze și să spună, domnule, după noi vin copiii ăștia sau tinerii, da? Da, da, care vor duce mai departe cu mare cinste și cu toată responsabilitatea lor, pentru că și aici e o discuție vis-a-vis de valoarea culturii, vis-a-vis de ceea ce promovezi, vis-a-vis de ceea ce creezi. Exact. Atâta vreme cât mai vrem să avem o cultură națională, trebuie și asta. Sigur că da. De ce credeți că a fost un regres sau când va reprezenta ceva Tomisul, Constanța de astăzi, da? Și a existat un scurt circuit, a existat un regres. Ce s-a întâmplat? E o perioadă în care a fost marginalizată, să spunem, dimensiunea aceasta literară, scriitoricească, culturală, am luat. În privința asta sunt cumva acasă pentru că am trecut prin asta. Într-adevăr, până în 89, în jurul revistei Tomis, în special, se adunase un nucleu excepțional de scriitori, mulți dintre ei cu acoperire națională. Cunoscuți de critică, publicați în editori de prestigiu. Gândiți-vă că la vremea aceea era o poetă precum Carmen Tudora Chehaian, era poetul Nicolae Motoc, era prozatorul Constantin Novac, era Alex Ștefănescu, redactor la revista Critic Literar de acoperire națională și el. Nu vorbesc de ce face astăzi, dar nu asta este discuția noastră, eu vorbesc de ce era atunci, în anii aceia. Ce reprezenta, de fapt, atunci Constanța. Sigur că da, erau poeți în plină afirmare, un Radu Șui, un Cristinel Pricop, Iulia Pană, care și Iulia acum Pană, are un nume foarte bine conturat sigur, și este o scriitoare extrem de solidă. Toți aceștia se întâlneau în jurul acestui nucleu de oameni generoși care... Eu am debutat de pildă în revista Tomis când eram în clasa 10 la Liceul Militar cel Bătrân, ca să vă dau un exemplu. După 89 s-au întâmplat două lucruri. În primul rând că toți tinerii în plină afirmare la momentul acela, în frunte cu Doina Jela de pildă, au plecat spre București la publicații importante, la edituri. Eu însumi am ajuns realizator la emisiunile militare de radio și televiziune. A fost o migrație. 15-20 de nume care puteau să preia moștenirea de la cei care erau deja la o vârstă. Unii s-au și prăpădit între timp și să ducă mai departe acest lucru. Într-un scurt interval de prin martie-aprilie 90 până în toamnă, la rugămintea conducerii de atunci a Bibliotecii Județene, am adunat din tot orașul copii de la clasa a 4-a la clasa a 12-a. Au fost mulți inițial. Copii care publicaseră sau care scriseră? Nu, erau sau... copii care au fost recomandați de școli, de profesori și așa mai. Au venit foarte mulți inițial, peste 100. Așa. Am făcut un brainstorming foarte dur, am păstrat vreo 30,
M-am trezit că după câteva săptămâni, două, trei, veneau în spate părinții și profesorii și luau notițe despre ce vorbeam noi acolo. Poate odată o să avem timp să vorbim despre asta, pentru că am folosit o manieră insolită de a lucra sigur, cu acei sigur. Copii. Vă dau un singur nume dintre cei care au țâșnit foarte bine de acolo, Eliana Negrici. Așa am. O altă de mare clasă, sigur. Care s-a ridicat prin forțele ei, nu pentru că este fica lui Eugen Negrici, ci pentru că ea a crescut într-un mediu extraordinar și chiar sunt extrem de mândru că am pus mâna pe acest talent foarte fragil la vremea respectivă. Și l-ați promovat, a confirmat și de fapt a dovedit că ceea ce ați făcut, selecția a fost eficientă exact. Și a meritat. Plecând de aici, și la Glicon vrem să aplicăm o metodă foarte dură de selecție, în sensul că nu ne interesează deloc numărul celor care vin. Ședințele sunt publice, poate veni oricine să asiste. Dar cei care vin să fie acceptați ca membri și să citească acolo, să ia în dezbatere problemele pe care le ridicăm, trebuie să fie de la un nivel mare în sus. Nu mă interesează, nu ne interesează numărul. Pentru că, facem o paralelă, respectând, desigur, proporțiile. Celebrul cerc literar de la Sibiu. Da. Cunoscut și el în care a făcut lumea istorie românească, literatura sigur, română, sigur. Așa. Și care a funcționat nu avea lângă mai mult Astra de o duzină, în primă fază. Nu avea mai mult de o duzină de membri. Dar membrii ăia erau Ștefan Augustin Doinaș, Radu Stanca, Ioanichie Olteanu, Cornel Regman, care a făcut istorie și aici la Facultatea de Filologie din Constanța. Deci vrem într-adevăr să avem un nucleu de elită, pentru că există posibilitatea ca Tomisul să redevină un centru de polarizare culturală. Da, pentru că este reprezentativ. În primul rând, la Tomis avem... Vă rog, continuați, că după aceea eu nu uit ideea. O continuare. Deci o cauză a fost migrația și o altă cauză a fost scăderea interesului diriguitorilor locali față de cultură. Știm prin diriguitorilor administrativi, să spunem. Exact. Și, da, știm prin ce a trecut Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski până și-a revenit. Revista Tomis? Știm că de revista Tomis a dispărut. Știm că Teatrul Fantaziu a dispărut. Ei, toate aceste lucruri au generat nu o lipsă de interes a publicului. Publicul vine... Am văzut un spectacol de teatru de poezie făcut de Horațiu Mălăele și Ion Caramitru împreună cu Naidin. Și era sala arhiplină. N-aveau loc oamenii pe scaune la Casa de Cultură. Și se vorbește de faptul că oamenii nu sunt interesați. Oamenii nu sunt interesați de actul de calitate. Cred că mai degrabă e o stereotipie în care se discută. Am organizat eu și Eduard cu Direcția Nouă, o mișcare de nivel național în domeniul culturii, un eveniment la un club de pe Bulevardul Ferdinand și ne-am trezit că nu aveau oamenii locuri. A fost arhiplin. Arhiplin. Și a fost o asemenea vibrație încât și poeții veniți de la București, dar nu numai de la București, au rămas uluiți și seara când s-a terminat toată asta, zic, domnule, nu ne-am așteptat să găsim așa ceva. La calitatea... Noi având asemenea ieșiri în public cultură, și la Reșița, sigur. Și la Cluj, și la Timișoara, am prin fost, toată țara. Câți poeți am fost? 10? 12 poeți și Maria Gheorghiu, ce era cântăreață de fort. Sigur că da, am și văzut-o pe Maria Gheorghiu evoluând. Și oamenii vin, numai că pentru a-i face să vină către poezie în cazul nostru, trebuie către literatură, trebuie să le ofer ceva de calitate. Că de chiciuri s-au săturat toți. Da, cum spunea și George, mai e un aspect, cred, pentru care s-a degradat atât de mult cultura. Sau chiar mai multe. Hai să o luăm într-o ordine oarecare. Am observat de foarte mult timp, poate chiar de după 90, că politicienii își pun pe tapet mereu în campaniile electorale cultura. Discursul despre cultură. Cultura e prima. Da. Că ea aduce, de fapt, lor, ea aduce, aduce... Că să facem, să dregem, că vai, ce nu mai aduce putem... Ștaif. Exact. Ștaif. E, cum s-a terminat campania electorală, cultura dispare. Ori da, e marginalizată, listă, da, și de fapt e marginalizată cultura, educația, în general, sunt pentru primele care... Pentru că foarte bine înțeleși, cultura costă bani. Nu poți avea cultură și creează și independență de calitate fără să investești. Și investiția... sau amortizarea investiției se face pe termen lung. Pe termen foarte nu lung se chiar. Face pe termen foarte lung, chiar 40 exact, de ani, exact. 50 de ani, probabil. Nu se face
De azi pe mâine. Sigur că da. Domnul Mihal ce a vorbit mai devreme de Oleg Danovski și de Teatrul Fantasio, într-o formă sau alta, Oleg Danovski a fost salvat, da. Aparțin de Ministerul Culturii acum și... am văzut toată poate, campania. Grație unor proteste, sigur, fine, poate știm evolua. Povestea. Chiar și noi am insistat, am și realizat niște emisiuni vis-a-vis de această necesitate a păstrării, să spunem, a salvării, până la urmă, acestui proiect cultural unic. Da. Pentru că a fost un proiect cultural unic. Revenind la discuția noastră, vreau să vă întreb acum, este meseria asta sau profesia asta de scriitor, de poet, de om de cultură, o profesie identificată în spațiul public românesc, este conștientizată? Ar trebui să fie, pentru că din ce vedem zilnic sau modul în care oamenii se comportă, am crede că nu e așa. Domnul Mihalcea. În parte da, în parte nu. De ce da, de ce nu, domnul Mihalcea? Da, pentru că avem valori. Așa? Da, pentru că există cel puțin câteva zeci de nume, dacă ne referim numai la literatură, de scriitori care au reprezentativitate națională. În parte nu, pentru că printre binefacerile în ghilimele ale celor întâmplate după 1990 s-a produs o invazie cumplită a kitschului. Pe toate căile, începând de la mass media, mass media de toate tipurile, începând de la presa tipărită până la cele mai importante televiziuni, kitschul domină totul. De ce credeți că s-a impus kitschul? Ce anume rezolvă el? Ce servește el pentru societate de este atât de mult cultivat sau de bine reprezentat, să zic așa, cu ghilimele totul? Da, dacă aș fi rău, aș vorbi despre un program foarte bine întocmit de deculturalizare. Am înțeles. Credeți că este un proiect atent urmărit această deculturalizare și cui folosește? Eu leg treaba asta de, pentru că pe de o parte suntem invadați de kitsch, iar pe de altă parte, oricâte înjurături mi-ar atrage când fac această afirmație, ideologia supranumită cu o expresie extrem de cunoscută, politically correctness, corectitudinea politică, care este nimic altceva decât, care nu e nimic altceva decât un neomarxism mascat. Da. Este o stângă falsificată, preluată de marile corporații. Vă referiți la o ideologie de stânga. Este o ideologie și aranjată. Este aranjată. Cosmetizată, preluată de marile corporații pentru a se domina întreaga lume. Am înțeles. Nu e vorba de nicio teorie a conspirației. Lucrul se petrece pe față. Și eu sunt de acord cu această excludere. Adică trebuie să excludem această teorie a conspirației. Și eu sunt de acord cu ce spuneți. Se face la vedere. Sigur. Și nu numai asta, dar nu cred că există o entitate care să coordoneze întreaga lume. E mult prea mult. Nu, nucleele se sprijină reciproc. Asta poate fi plauzibil. Iar plauzibil. Totul se face la vedere. Pentru că, iertați-mă, vă rog. Poți observa simplu. Se vede ce se întâmplă aici și se vede ce se întâmplă și în alte părți. Am colindat mult prin lume și întotdeauna m-am ferit să iau ce mi se pune pe masă. Întotdeauna am căutat să descoper în Statele Unite pe americanul, să-l descoper pe americanul profund, în Franța pe francezul profund, în Germania pe germanul profund, nu ce mi s-a servit prin propagandă. Ori, este generalizată tendința de a se nivela culturile, este generalizată tendința de a se impune ceea ce în derizoriu s-ar numi Coca-Cola culture. Am înțeles, da. Filmul de consum, muzica de consum, literatura de consum și așa mai departe. Iertare, dar între un Coelho și o Sandra Brown pe de-o parte și mari scriitori de cealaltă parte. Spuneam, Jean-Paul Sartre, filosof. Distanțele sunt enorme, dar vorbim de contemporani. Da. Sartre e încă departe de noi. Da. Vorbim de mari scriitori contemporani. Pe care dintre ei sunt cei noștri. Sunt convins. Românii mulți nu-și dau seama că avem o poezie cel puțin de talie internațională. Da, și o literatură foarte bună. Și o literatură excepțională. De fapt, o proză foarte bună și poezie foarte bună. Vin scriitorii puțin la număr. Eduard are dreptate la ceea ce a afirmat de vreme sau în ceea ce a afirmat, că sunt puțini scriitori români, poeți sau, mă rog, prozatori care
vin din urmă, dar e o literatură bună. Și aici de fapt vin să confirm ce spuneți dumneavoastră. Ei, să fim iarăși foarte serioși. De multe ori s-a proclamat, începând cu moartea istoriei, Fukuyama. Da. S-a dus moartea și către literatură. Sigur? Deci moare și literatura, moare istoria, moare muzica, moare tot. Și vine ce vine în loc, vine hăhăiala de benzi desenate și filmele cu... Nu cred că o să moară. Se vrea, dar nu. Problema este, de asta, povestea asta a fost asociată, greșit spun eu, da? Postmodernismului. Ai noștri, foarte mulți, s-au repezit să ia pe tavă. La noi, cu teoria formelor fără fond, vine de mult, de vreo două secole încoace toată povestea din cultura românească. Mulți de ei noștri au preluat orbește niște lucruri ce țin de... Noi am avut un postmodernism fără postmodernitate. Sigur, sigur, sigur. Postmodernismul este caracteristic în societății de consum și așa mai departe. Sunt discuții pe tema asta. Unul dintre mari, cum să spun eu, să le zicem, mari mahări, un guru al postmodernismului, Ehab Hassan, la un congres din 1992 a proclamat moartea postmodernismului. La noi, în dezorientarea de după 89, când au apărut voci care spuneau gata, radem tot ce a fost până aici. România a trecut printr-o noapte culturală de câteva zeci de ani, total fals. Da, s-au creat capodopere în toate domeniile. S-au creat, da, sigur. Așa, că da, sigur că total da. Fals. Și ele sunt palpabile. Facem adică liste cu scriitori și cu artiști expirați și venim noi. Cu ce am venit? Am venit cu acel curent al fracturiștilor. Cine credeți că a făcut listele acestea, domnul Mihalcea? Sau, mă rog, liste chiar la nivel... Ele chiar au fost publicate, acestea. Da. Și când ajungi să zici de un Bacovia că a expirat, iertare, dar eu nu mai am cu cine vorbi. Și mulți alții din, să spunem, din epoca lui și de nivelul pe care l-a avut George Bacovia. Și mai este încă o problemă foarte gravă. George Marinescu, de fapt, numele lui oficial și Bacovia, mai de fapt, aici e un pseudonim. Problemă. Da, da. Scriitorul, dacă era cu mințel în banca lui până în 89, într-adevăr, putea să o ducă binișor. După 89 e foarte rău, pentru că drepturile de autor sunt cum sunt, pentru că toate lucrurile... Și de fapt nu prea se primesc de exact, către autor. Și atunci, din arta sa, din arta lor, doar foarte puțini au reușit să trăiască. Am înțeles, am înțeles. Ceea ce până la urmă nu este rău. Pentru că nu este un fenomen care se petrece numai în România. Să fim foarte bineînțeleși. La fel este și în Franța, la fel și în Germania, la fel și vă în Marea Britanie. La continentul european. Pentru că în continentul american totuși cartea se vinde, este... Și acolo depinde de ce carte. Depinde de ce carte, pentru da. Că eu într-o librărie americană, când am cerut un volum de Emily Dickinson, doamna de la casă m-a întrebat, dar cine e aia? Cine asta? Da. Eduard, te rog frumos, apropo de discuția noastră vis-a-vis de domnul Mihalcea, vis-a-vis de profesia de scriitor, a fi sau nu fi, e recunoscut sau nu spațiul public românesc? Aici opinia avem de a face cu două aspecte. La fel ca și domnul Mihalcea, și da și nu, la tine de fapt e o diferențiere, o distinție între două aspecte. Eu așa văd. Ar putea fi o profesie sau ar fi putut rămâne o profesie, da, așa cum a fost înainte de 89, din care să trăiești. Adică să trăiești exclusiv din ceea ce produci tu ca scriitor. Da, și din ideea ta, din ideile tale, din proiectul nu cred tău. Că se poate trăi în România. Nici chiar Mircea Cărtărescu nu cred că trăiește exclusiv din ceea ce scrie el. Lăsând deoparte ce publică pe la ziare și... Nu, cărțile scrise și din cărțile lui, nu el, cred. El nu trăiește, cred. Eu cred că trăiește numai din drepturile de autor. Așa. Și bine. Pe de altă parte, și publicul te percepe altfel. Nu știu dacă cineva din public, sau poate că sunt foarte puțini, te percep ca fiind într-o brazlă. De obicei te asociază cu arta... multă lume și închipuie că sau nu se gândește la faptul că și artistul trebuie să mănânce. Da, sigur. Pentru sigur, că din asta sigur, trăiește sigur. El, asta știe el să facă. Așa cum unii sapă șanțuri, ceea ce este foarte onorabil până la urmă, că cineva trebuie să facă alții, și asta. Da, exact, alții scriu cărți. Alții scriu cărți. Despre asta vorbim. Și mă întorc un pic la discuția anterioară cu cauzele care au dus la degradarea culturii în România și a literaturii în special. După 90 au apărut puzderia de edituri,
care publică de la bilete de tramvai până la romane. Și eu am migrat din Constanța. Bine, eu sunt un pic atipic ca scriitor, să zic, ca poet, pentru că eu, dacă am lucrat pe mare, mi-am împărțit viața în două, în cicluri clare de două cu două săptămâni, da, sau o lună, da, cu o lună, da, 33 da. De ani. Și lumea nu mă știa, nici și eu nu pierdusem contactul cu literatura autohtonă. Și ca să am cumva, fără lipsă de modestie, ca să am confirmarea valorii mele, unde am publicat? În București. La editura Eminescu și la editura Semne, care sunt două edituri, sau erau cel puțin, da, foarte bune. Da, consacrate și cunoscute. Exact. Și... De curând public la Exponto, aici în Constanța, pentru că îmi place cum lucrează și... Na, eu îmi plătesc cărțile ca mulți alții, chiar și Cărtărescu. L-am văzut într-o emisiune spunând că îi adoră pe poeți, pentru că săracii, spunea el, își plătesc cărțile. Adică foarte puțin dintre poeți își care deja au rezonanță, din exact. Pentru nu se vinde. Nu se vinde. Eu cel puțin la cea mai recentă carte a mea, la Sacerdotul, pe care am oferit-o acum niște vreme. Da, am și citit-o și mi-a plăcut foarte mult cartea, ce am și prezentat-o. La Sacerdotul, de pildă, am primit sponsorizare full-time de la editură. Dar a fost un caz fericit. Deosebită. Problema este alta. Și la noi, ca și în alte părți, scriitorul mai ales, și e bine, zic eu, trebuie să aibă și o meserie lucrativă. Categoric, da. Are la îndemână presa. Sunt profesori mulți dintre ei, de diverse materii. Sunt avocați. Da. Deci au meserii lucrative prin care se pot întreține pe ei și familiile lor. Și care le permit lor să și scrie, să se documenteze, exact, să facă cercetare. Scrisul rămânând o boală de care nu poți scăpa. Da. Și aici mi-aduc aminte de... E un mod de viață, un fel de ce a spus te naști cu el sau nu? De ce a spus într-un interviu cu puțin timp înainte de a se duce în altă dimensiune Ștefan Augustin Doinaș, scriitorul nu trebuie să scrie pentru public. Niciodată. Pentru cine scrie scriitorul? Scriitorul scrie pentru sine, pentru a se descoperi pe sine, și dacă publicul receptează ceea ce scrie, atunci, într-adevăr, se produce acea căsătorie între cititor și autor, care duce la înălțarea poetului către o dimensiune. Nu asta trebuie să fie scopul primordial. După să cum scriu ca să tot fiu cunoscut. Doinaș spune în același, spunea în același interviu că scriitorul care nu are o cultură foarte solidă nu rezistă foarte mult. Categoric. La 35, maximum 40 de ani, dispare. Chiar dacă până atunci creează valoare. Avem un caz celebru, nu dau numele, de scriitor uluitor ca talent, cu niște cărți de mare succes în tinerețe și către vârsta de mijloc, și care acum este un, cum spun francezii, restaurator. Nu de monumente sau de pictură, da, ci de literatură. Și de patron de restaurant. Bun. Pentru că acela, într-adevăr, nu era dublat de un nivel de cultură pe care rezistența în timp a să-l facă să reziste, de fapt, și ca scriitor și să-și pentru vândă. Pentru că un om cult acumulează tot timpul. Categoric. Și nu numai asta, dar se racordează, de fapt, la o tendință a epocii, o tendință culturală a epocii, cu care, de fapt, trebuie să rezoneze și să creeze o originalitate, o extensie, de fapt, de la nivelul acela de valori. Sigur că da. Ale culturii. Vreau să adaugi. Da, legat de Glicon. Am intervenit. Te rog. Interacționăm. Suntem puțini și nu vom fi mulți. Nu ăsta e scopul. Dar iarăși un câștig este că învățăm unii de la alții. Adică și noi putem să învățăm de la niște puști, de la niște tineri și ei de la noi. Sigur, noi nu da. Suntem acolo niște guru puși pe niște socluri să dăm directive. Nu asta e ideea. Tocmai de aia n-avem șefi. Exact. Sunt o echipă. Da, n-avem șefi, n-avem ierarhie, n-avem cotizații. E un concept extrem de interesant și vreau după pauză. Vreau să explicați ce înseamnă acest tip, acest model, să spunem așa, cultural, pe care îl propuneți, fără administrație, fără cotizație, fără șef, ca să facem și un fel de rimă. Da? Luăm o scurtă pauză și revenim în partea a doua să discutăm despre toate celelalte particularități și aspecte. Doamnelor, domnilor, revenim în câteva minute, rămâneți alături de noi.
Am revenit, doamnelor și domnilor, în partea a doua ediție de astăzi a emisiunii Profesie, Educație, Carieră. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele sau au comutat pe Litoral TV, invitații de astăzi sunt scriitorul George Mihalcea și poetul Eduard Zale, invitați aici în contextul apariției unui proiect cultural nou. Este vorba de cenacul literar care poartă numele unui simbol al Constanței, Gricon, și, bineînțeles, de inițiativa originală pe care au luat-o cei doi invitați ai mei, membrii în cenacul, de a organiza un proiect cultural cu totul inedit, și o să ne și spună de ce este așa. Vorbeam de lipsa administrației cenacului, de lipsa șefilor, de lipsa cotizațiilor, de lipsa unei, nu știu, presiuni și a unei ierarhii, și autorități, da? Și a unei stereotipii. Cum v-ați gândit aici și de ce stereotipie și de ce autoritate, de ce lipsă? Ce s-a întâmplat? Ce v-a motivat să nu creați o ierarhie ca în toate celelalte, să spunem așa, cluburi literare sau, mă rog, instituții literare. Numiți-le cum vreți dumneavoastră. Da, dacă în acest cenaclu ar exista, să zicem, un critic renumit sau un scriitor foarte renumit, da, și ar conduce tot timpul, volens nolens, la un moment dat, oamenii ar avea tendința să scrie ca el. Ca să îi facă pe plac sau să scrie cum vrea un model, înțeles. Ori este ultimul lucru pe care l-aș accepta. Și care se dorește de fapt în literatură, în cultură, exact, în general, în creație. Pentru că în creație ai nevoie clară de originalitate pe care să o găsești în ființa unui posibil autor, pe care să o crești, să o cizelezi și să-i dai drumul să zboare. Sigur, sigur. Ori, în afară de noi doi, mai dau câteva nume. Silvia Bitere. Da, o poetă în devenire. Foarte bună. Sigur, foarte bună. Liliana Filișan. Da, după mine este printre cele mai dure voci feminine din poezia românescă contemporană. Și de autoritate. Dincolo de faptul că i-am și redactat și i-am și scris prefața cele mai importante cărți ei. Și Lorena Craia, un copil care încă e copil, are de vreo 30 de ani, dacă nu mă înșel, dar care crește foarte bine pentru că este exact ca un burete și absorbe informații și așa mai departe. Eduard Rosenzweig, tânăr poet aflat la a doua carte. Am dat numai câteva nume pe care mi le-am amintit acum, dar vor mai veni. Iulia Pană. Da, Iulia Pană, cunoscută poetă și consacrată. Ea are un nivel de consacrare. Pentru ea s-au organizat eveniment la ICR New York, în vremea când acesta era condus, filiala din New York era condus de... am un lapsus acum, mare poetă și prozatoare și de toate. Ce se aminte și ne spune. Contează mai puțin asta acum. Eu voiam să vorbesc despre dimensiunea acestei scriitoare. Și pe lângă asta, 2-3 folchiști de mare clasă. Îmbinăm muzica cu poezia. Discuțiile o vor fi... O combinație de excelență, de altfel. Sunt inseparabile. Sigur, sunt inseparabile, categoric. Oamenii vin, ascultă muzică, ascultă poezie, discuțiile sunt libere, dar acolo se vor toca textele. Textele. Cea mai mare răutate posibilă. Textele. Nu vom admite în niciun caz atacuri la persoană, ferească Dumnezeu. Derapaje de ordin comportamental, să spunem. Cum se mai întâmplă în multe cluburi, să zicem așa, cu cinemele. Da, noi am activat și în alte cenacluri, unde chestiile se făceau altfel, rigid... Va determina să organizați modul acesta din experiența... Chiar și conducerea întrunirilor va fi prin rotație în ordine alfabetică. Am înțeles. Care să dea un fel de egalitate. Adică să timid, poate rezulta o... Cine e prea timid are posibilitatea de a delega pe altcineva să conducă. Da. Ce vrem de fapt? Vrem să dezvoltăm în cei care ne vin alături capacitatea de a nu se inhiba, indiferent în fața cui. Capacitatea de a se descoperi pe sine și de a se afirma fără niciun fel de rezervă. Observațiile critice vor fi, desigur, dar ele vor fi făcute cu bun simț la obiect, oricât de dure ar fi. Socializăm, ne cunoaștem între noi, discutăm și despre altceva. Și mai ales că vă cunoașteți reciproc, vă știți valoarea. Păi dacă nu cunoști pe ala de lângă tine, îl percep mai greu totuși. Cu Iulia Pană, de pildă, mă știu de când cred că era în liceu.
când a început să vină în Cenaclu și să citească, și încă de atunci confirma, a debutat foarte repede în revista Tomis, unde la un moment dat chiar a ajuns și redactor. Sigur. Așa că... Și de exemplu, pe tema... Și vrem să demonstrăm că se poate. Pe tema înființării acestui cenaclu, eu cu George nu ne știm de un an. Și cam ceva. De un an ne cunoaștem noi, da. Am rezonat așa foarte repede. Adică n-a fost nevoie de multe vorbe ca să ajungem la cenaclul ăsta. Nu? A, e posibil. Și l-a înființat acest proiect. Da. Exact, presupun da, că da. El a fost gândit, a fost conceput. Nu, deopotrivă, a fost spontan. Spontan. Deci ideea s-a născut spontan, la o cafea. Da, ce vreau să mai spun este că, da, e posibil că la un moment dat, dacă vom organiza niște evenimente de nivel mai mare, spațiul de la da. Clubul în care ne întâlnim nu este... propice pentru o manifestare cu, să zicem, 80-100 de 200 de spectatori. Dar e foarte intim. A, așa. Dar e foarte trebuie. Intim, ceea ce este foarte bine. E și o ambianță ușor retro. Da, da. Dacă vom avea nevoie, atunci da. Ne vom da. Înțelege care cu cât poate contribui pentru eventuale cheltuieli de reprezentare și așa mai departe. Asta este cu totul altă asta poveste. După puterile fiecăruia. Sigur, sigur. Vom căuta și sponsori dacă vom avea nevoie, sigur, bineînțeles. Da. Da. Și nu în ultimul rând... O mare dorință este aceea de a face niște activități de tip joint. Da. Împreună cu case editoriale importante din București, cu scriitori importanți din București, cu o mișcare culturală, o asociație culturală, cum este Direcția, Direcția Nouă, da. Și așa mai departe. Da, și atunci să se creeze un tip de proiect comun, în mai multe da, dimensiuni da, da. Culturale, da. Care de fapt să promoveze da. Absolut orice ce de la este recenta, create. Da. Sigur. La recenta vizită în Constanța la Direcției Nouă, Maria Gheorghiu și Poeții, așa da. Se numește șirul acesta de călătorii, din cenaclul nostru au participat Eduard Zale și Lorena Craia, eu fiind de destulă vreme printre editorii de la Direcția Nouă. Și nu că au făcut față, au fost printre cei foarte aplaudați de un public care într-adevăr era doritor de literatură. Mai există frumos. Și așa ceva. Felicitări. Dumnezeule, sunt mai există și așa ceva. Păi bună oară, ieri am vorbit la telefon cu un poet din București da. Care a fost prezent data trecută, Eugen Pohonțu, și care a zis mi-e dor să ne vedem din nou la mare. Mai ales că aici la Constanța păi de mare clasă. Fiecare da. Dintre cei care nu locuiesc aici are o formă, să spunem așa, unei atracții cu totul exotice și speciale, pentru că marea, prin definiție, inspiră, este original. E mare, mare, te mare. Mare, mare. Bine. Mai mult decât atât, Constanța, ca o suprapunere de culturi, a mai multor epoci, uh-huh. culturi diferite. Și etnii. Sigur. Da, cosmopolită, cu influențe din toate. Nu este rău deloc. Deloc e, din potrivă, e un mare câștig exact, din punctul meu de exact, vedere. Da. Și cu influențe culturale aparte, cu totul excepționale, da? Puntea aceasta între Orient și Occident, chiar vorbeau romanticii începutului de secol 20, că aici principatele constituiau un bulevard la porțile Orientului, dar în sensul pozitiv, da, da, exact, nu în sensul negativ. Da, în sensul apropo. În care Orientul și Occidentul își dădeau mâna aici exact. Și se... Apropo de acest pluralism inclusiv etnic al Constanței, al Tomisului, a Dobroge. Da, era sărbătorită cu un anume prilej o doamnă al cărei nume sper să nu îl pronunț greșit, Ghiulere Mola. Da. Guner, Guner el Mola, nu? Acmola. Acmola. Am greșit așa. Și îmi pare rău. O doamnă extrem de respectabilă care a tradus în... A tradus multă literatură din română în turcă, din turcă în română. Și în tătară. Sigur, și în tătară. Ea se bate foarte profesoara mult. De limbă română. Da. Se zbate foarte mult pentru păstrarea culturii tătărești. Care e cultură în sine și care exact. Are o originalitate aparte, un da. Tezaur cultural, de și fapt, de excepție. Exact în momentul acela am intervenit și am spus că o limbă nu moare decât în momentul în care nu se mai poate spune în limba aceea te iubesc. Da, da. Da. Da, cât timp se mai spune într-o limbă te iubesc, ea nu va muri. Așa este, adevărat. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și cu ce spune doamna Acmola, pe care noi am avut-o aici invitată și am colaborat cu doamna, chiar e o doamnă cu totul de excepție și respectabilă, și aș putea spune că este o promotoare a multiculturalității, ca să zic așa, pentru că participă la evenimente
care au, să spunem... A mers la tătarii din Crimea. Dar peste tot, la evenimentele românești, la evenimentele a românilor, la cele ale tătarilor, ale armenilor. Exemplară intelectuală. Sigur că da, și mult mai mult decât atât, cu educație socială aparte, cu totul specială și respect și de... Pentru că în asta rezidă foarte mult, să spunem așa, interacțiunea noastră umană, unii cu ceilalți. Putem să ne înțelegem reciproc și să ne acceptăm și părerile, să putem colabora, să putem construi împreună, exact ce spuneam mai devreme Eduard. Credeți că în Constanța se profilează așa o revigorare sau, dacă am putea spune, un fel de evoluție pozitivă, nu știu, a culturii în formele ei? Fie că e literatură, fie că e poezie, fie că e teatru, că e muzică, nu știu. Spuneai mai devreme, Eduard, că merită mult mai mult. Acum să înțeleg că nu are ceea ce merită sau cel puțin... Da, după mine nu are ceea ce merită orașul ăsta. Bun, să plecăm de la o proiecție pe care ai imagina-o. Ce crezi că ar trebui Constanței sau Tomisului, așa cum l-a sunit foarte frumos, identitar? Pe ce să-i trebuiască? Cultură de calitate, sub de toate formele. În toate formele, absolut. Era? De la muzică clasică, ceea ce deocamdată avem destul de da, bine. Avem suntem bine reprezentați. Avem filarmonică de ani de aici, zile. Aici, teatru, literatură, muzică, nu numai folk. Ci toate genurile bine de muzică. Știm, muzică așa. Bună. Muzică bună, nu, da. Nu muzică comercială. Constanța are un muzician de talie internațională. Are mai mulți. Harita Vitian. Sigur, Corneliu sigur. Stroie. Corneliu Stroie. Da, sigur. De mare dimensiune. Ionuț Micu. Care sigur, e mai puțin cunoscut. Sigur. Chiar venind încoace m-am întâlnit cu el în Constanța și am stat puțin de vorbă foarte că frumos. Eu mă grăbeam foarte să vin frumos. Încoace. Harry are o personalitate care a depășit de mult frontierele românești. Categoric, și este da. un mare artist. Sigur, sigur. Pentru că am observat de foarte mulți ani în mass media, în toate mass media românești, sau aproape toate, se merge pe ideea asta cere publicul. Este o minciună, după părerea mea. Este. Publicul îl formezi. Da, îl formezi, sunt convins. Îl educi. Da, și educația ar putea avea un loc aici în discuția noastră. Pentru educația publicului, referindu-ne la... Dacă îi dai numai chici... Da, cred că deopotrivă societatea standardizează niște limite sau valori. Da. Pentru că noi nu ne raportăm doar la noi înșine. Ca oameni, ne raportăm la cunoscuții noștri, cunoscuții împreună cu noi, un grup, ne raportăm la un alt grup. Pentru că împărțim aceleași valori. Exact, să renunțe la orgolii. Cât se poate, nu numai la orgolii, în primul rând la imitațiile ieftine. Da, da. Să fim noi înșine. Ce credeți că a costat mult sau cel puțin a diluat valoarea culturală imitația, împrumutul acestor tipuri, împrumutul spunem... fără discernământ. Da. Chiciul a fost mai mult decât valoarea exact. Împrumutat? Împrumutul fără discernământ. E mai ușor de promovat chiciul? E mai ușor de promovat. Omul ia ce îi dai tu, îl formezi cum vrei tu, dacă îi dai aia zice el că e... Păi, da, un copil ajută care, domnul un Mihalcea. Copil care crește cu desene animate în care se face traducerea îngrozitor de prost. Violență? Că sunt. Ajunge să vorbească precum acolo. Da. Un om tânăr care se uită la televizor și vede că redactorul, că reporterul vorbește un fel de Roman un fel de ceva care numai română nu e, natural că va crede că așa trebuie. E corect. Dacă a avut succes formula Coelho, de ce n-a scrie și eu precum Coelho? Nu e chiar așa. Da. Să nu uităm o sintagmă teribilă, dar care conținea un mare adevăr. Zicea cineva despre Eminescu, fiind român, Eminescu este universal. Sigur, da, da. Nu poți țâșni spre marele nivel de cultură care să te ducă în concertul de valori europene veritabile, decât dacă preiei din fondul tău cultural, din fondul tău ancestral, ceea ce trebuie. Pentru că pe imitație, ce să caut eu, de pildă, să ascult o muzică de tip, să zicem, jazz, asemănătoare cu ce fac jazzmenii din Statele Unite. Harita Vitian a fost
genial când a intuit că etnojazzul este drumul pe care trebuie să-l parcurgă și să vină cu ce are el. Da. Mă întorc la proză, că am mai vorbit noi de proză, dar mi-am adus aminte de un lucru care mi se pare extrem de interesant. După 89 au apărut o puzderie de autori a apărut care au încercat fel și fel de formule, că așa e acolo. Nu, acolo deja se trecuse peste aceste formule. Au spart povestea, au făcut un mozaic dintr-o poveste cu o anumită coerență. Au construit, au creat ceva. Da, n-am nimic împotrivă dacă experimentul de tipul ăsta chiar reușește, numai că, ce să vezi, cine a avut succes, și după mine este probabil cel mai important prozator român în viață, care este Oia. Da. Doina Ruștii. Da. Doina Ruștii, care a plecat exact din substratul folclorului balcanic, românesc, sigur, și așa mai departe. Sigur, cunoscându-l în amănunt și dezvoltându-l zona aceea de taină, a luat-o și cel puțin în română e capodoperă, Zogru, a spart tipare. Doina Ruștii, despre care nu știa mai nimeni acum niște ani, acum este visiting profesor prin toată lumea, i s-au tradus romanele în zeci de limbi străine, deja manifestul Fanariot am înțeles că pleacă încă în vreo 3-4 țări în perioada imediat următoare. Dar se pare că va fi și una dintre candidatele la premiul Nobel pentru literatură. După mine, dacă cineva merită Nobelul dintre scriitorii români aflați în momentul de față la vârsta a doua, numele acela este Doina Ruștii. Dar ce să faci, că tot pe bază de redescoperire a poveștii a mai apărut un mare prozator, Mircea Daniliuc, da, care nu este numai un mare regizor, este și un excepțional prozator. Excepțional, da, prozator. Probabil că experiența de viață a domnului Daniliuc și modul în care a cunoscut lumea care îl înconjoară în și proiectele regizorale, care sigur, îl ajută să nu ia nimic așa cum se servește. Da, și, da, de bun și pregătit. Asta gata, e structura lui. Te rog, Eduard, vrei să completezi? Da, păi n-ar mai fi foarte multe de spus decât că vrem să avem succes cu cenaclul nostru, în sensul că nu știu, nu vrem să ieșim așa în față ca descoperitorii literaturii, că nu asta descoperim suntem. Apa caldă. Nu, nu descoperim noi apa caldă. Dar e un lucru și trebuie să fii de acord cu asta, și anume acela că dacă ne stabilim țeluri mici, mici vom fi. Mici vor fi și realizările noastre. Da. Dacă stabilim țeluri mari, da, poate nu le atingem. Dar măcar merge la capăt. Tindem spre ele, da. Sigur, da, sigur, important, da, e drumul. Da. Sigur că da. Și avem acum gânduri mari. Te rog. Avem gânduri mari și o luăm așa, ușor, ușor, pas cu pas. Și vom face, pentru că noi credem în asta. Sunt convins și, da, de fapt, totul vine de aici, din cogniție, de fapt. Exact. Ești produsul a ceea ce gândești. Vreau să mai spun ceva, te rog, un pic. Te rog, te rog. Pierdusem ideea, dar acum mi-am adus aminte din nou. Apropo de Eminescu. Eminescu a fost tradus pentru prima dată în Asia de o indiancă pe numele ei Amita Bose. Da. Deloc din Calcuta, care după ce a tradus 37 de poezii ale lui Eminescu, postume și antume, le-a publicat într-un ziar local din orașul acela și s-a dus la un cenaclu de mare ștaif, cel mai mare din Calcuta, da, unde erau scriitori unu și unu. Și le-a citit în limba bengali o poezie, sau câteva poezii. Tradusă din Eminescu. Tradusă de ea. De ea, mă rog, din Eminescu. E o poveste întreagă, da, aici. Ea a trăit, da, în România, a murit româncă, putem spune. A murit româncă, da. Exact. S-a îndrăgostit de România. Nu numai de Eminescu și de la literatura și de cultura română, română, de România, noi, de, da, tot. Da, a murit în București. Și chiar a căpătat și cetățenie română, la insistând. Final, la finalul în 77 a primit-o. Și după ce a terminat de citit poeziile din Eminescu, cel mai mare scriitor de acolo, din cenaclu, s-a uitat la ea așa cu ochii mari și a zis: o, Doamne, cine este acest scriitor indian de care eu n-am auzit? Ea a zâmbit și a zis: nu e indian, este român. Și a întins ziarul. Sigur. A rămas înmărmurit. Și chiar spunea în memoriile ei: din păcate pentru noi indienii,
cultura est-europeană și în special cea românească nu ne-a fost accesibilă pentru că noi am fost croiți pe filieră britanică. Am înțeles. Și a descoperit și România atunci... plecând de la Neagoe Basarab. Am înțeles. Citind istoria noastră, trăind aici, învățând limba română, a avut doctorat aici, iar coordonator în doctoratul pe care l-a susținut la Universitatea din București, cine a fost? Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Da, o altă specialistă în Eminescu. Cred că... De fapt, cred că cea mai mare specialistă în Eminescu din câți au fost din erudiții literaturii române. Iată, cred încă un exemplu, apropo de ceea ce povesteai mai devreme, vă las imediat, domnul Mihalcea, că nu poți pătrunde tainele unei culturi până nu-i cunoști limba, până nu cunoști identitatea și până nu trăiești acolo. Exact cum eu am trăit 15 ani în Iran, mă rog, în zonă. O țară din Orient, educată. Foarte. Educată, cu o cultură bună. Sigur, mă rog, iranii... ei trec printr-o formă de... mari poeți persani. Dictatură, sigur, da. Zonele și se revendecă de acolo. Și chiar am fost... Am avut un prieten bun acolo, am fost la el acasă, am văzut cum trăiesc ei. Sunt foarte apropiați ca temperamental de noi. Foarte primitori, foarte deschiși, nu știu ce. E, deși am trăit 15 ani acolo... sau jumătate din acești 15. Eu nu pot spune că cunosc Iranul foarte bine. Îl cunosc mai bine decât el, dar nu pot spune, așa că sigur. N-aș putea să mă apuc să scriu mâine cum scriu persani. Nu. Eu sunt român. Trebuie să fii crescut în filosofia și în cultura aceea. Vă rog, domnul Mihalcea. Dau două exemple în prelungirea celor spuse mai devreme. La 17 ani, un puștan pe atunci participă la un eveniment în care era inclus Nikita și care Nikita, când mergea în Serbia, nu putea fi prezentat decât de un anume mare poet și el, Adam Puslăci. Da. Acel puștan ascultă versurile lui Nikita traduse în sârbo-croată de limba de atunci, da? Așa. Se îndrăgostește atât de tare de poezia lui Nikita, încât învață limba română, vine în România și încet încet ajunge nu numai membru al Uniunii Scriitorilor, ci și lector de sârbă la Universitatea de Sârbă, da. Ulterior, pentru că s-au separat, a fost un moment sârbo-croata, după care sârbă și croata. Asta e politichie. Politichie, este ca și cum ai vorbi de limba română și limba moldovenească. Exact. Da. Ca să fim păi explică un... Am fost corespondent de război în... Îmi scap acum numele unui om de litere care spune, păi limba este cea care se impune și care are tancurile în spate. Apropo de militarie și de politică. După aceea a apărut sârba, croata, slovena, bosniaca. Exact. Și la Zagreb au avut loc festivaluri literare de mare anvergură, la care au participat mari scriitori și poeți români și au câștigat premii extraordinare. Cel mai important festival din spațiul ex-Iugoslav rămâne, era Struga. Struga, da. Iar un alt exemplu, uite, de data asta nu-mi amintesc numele poetului, în timpul unui festival internațional al neo-avangardei organizat de dragul meu prieten de la Iași, Daniel Corbu, da. Am cunoscut este și un mecena, pentru că este un om cu mulți bani, un poet maghiar care nu știa inițial babă de limba română, dar a citit în traducere Eminescu și atunci s-a apucat să învețe limba română, a învățat-o bine și acum traduce el Eminescu, dar nu mai l-a tradus și pe Daniel Corbu și încă vreo 7-8 poezii respectivă în maghiară. În maghiară. Deci exemple de asta, de confluență culturală. E o chestie foarte interesantă apropo de cultura maghiară și de oameni de cultura maghiari. Au fost foarte prezenți în spațiul românesc și prin muzică, da, de la Bartok, spre exemplu, cunoscător foarte bun al, da, în literatură, în sociologie, pentru că sunt sociologi de limbă maghiară formați în școala maghiară care studiază îndeaproape, eu cel puțin știu câțiva, școala sociologică întemeiată de Dimitrie Gusti și exemplele ar putea continua. Franz Liszt, un mare prieten al românilor. Câte o minut fiecare, proiectele de viitor pentru anul ăsta
pentru că ne apropiem de final, trebuie să încheiem. Dacă... Timpul știți cum trece și nu se face prieten cu nimeni și atunci da, ne întâlnim altă dată, avem motivație. Vă rog, vă rog, Mihalcea. Da, dacă tot am depășit anul de când stau în Constanța și de când n-am mai fost decât foarte rar în casa mea de la Vlașin din județul Giurgiu, în primul rând vreau să pornească acest cenaclu bine, a pornit bine, dar vreau să mergem mai departe tot așa. Și poate mai aproape de suflet este faptul că am definitivat trei cărți cărora sper să le dau drumul pe piața noastră. Să aveți succes, Doamne, și felicitări pentru ele, Eduard. Tot așa, cu cenaclu înainte, să creștem. Am 16 cărți de poezie terminate și nepublicate. Felicitări. Îmi propun anul ăsta să public două. Câte două pe an. M-am retras de pe mări și de pe oceane. Nu mai plec. Te-a pus mai descris? De fapt, acum... Scriam oricum. Acum... A venit vremea publicatului. Sigur că da, da, trebuie să le public. Eu vă felicit pentru ceea ce ați făcut, ceea ce faceți pentru a crea un mediu cultural, să spunem, deosebit și de mare valoare. Și vă doresc succes în ce ați întreprins, în ce v-ați propus, de fapt, să realizați. Și de ce nu vă invit public să reveniți aici, la Litoral TV. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor, domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, Profesie, Educație, Cariere. Au fost reprezentanții Cenacului Literar Glicon, Cenacul Literar care a apărut ca un proiect inedit la Constanța, un proiect care, exact cum spuneau și reprezentanții, se dorește cu totul altceva unic. Au fost prezenți aici scriitorul George Mihalcea și poetul Eduard Zale. Eu sunt Enache Tușa, noi ne revedem sâmbătă la Cafeneaua lui Enache, o emisiune, așa cum știți, informală și, de ce nu, prietenească, o emisiune care bine și e menită, de fapt, să aducă un plus de bucurie în fiecare sâmbătă seară. Toate cele bune, la revedere!